Continuăm la mirarea filozofică, John Hirsch, teoria ideilor, la capitolul Platon. Orice pretenție de cunoaștere, orice posesia unor cunoștințe trebuie într-un fel traversată și depășită pentru ca astfel să se realizeze o ascuțire a simțului nostru pentru adevăr și bine. Aceasta e intenția centrală a gândirii platonice. În miezul acestei doctrine găsim teoria ideilor. Platon este filozoful ideilor. Se poate spune că Platon relua vechea problemă pusă de școala din Milet. Ce anume persistă în cuprinsul devenirii și al efemerului? Ce anume persistă în cuprinsul devenirii și al efemerului? Totul trece, tot ceea ce percepem cu simțurile sfârșește prin a se destrăma și a dispărea. Atunci, ce este permanent? Platon răspunde. Ideile. Ce sunt aceste idei? Ele sunt adevărata realitate, ceea din care derivă ființa lucrurilor din cuprinsul lumii. Ideile nu sunt reale, în același sens ca lucrurile. Ele întrunesc ființa și valoarea. Ele întrunesc ființa și valoarea. Sunt sursa ființelor lucruri. Sunt sursa ființei, lucrurilor și totodată izvorul binelui. Ființa este în același timp valoare. Ființa este valoare. A fi înseamnă a valora. A fi înseamnă a valora. Ne aflăm aici în antipodul oricărei forme de nihilism modern, care are tendința de a socoti ceea ce este, ceea ce nu este, ca fiind mai pur, mai bun decât ceea ce este. Pentru că ceea ce este comportă o anumită cruzime. Pentru Platon, deopotrivă. Ceea ce este, este prin chiar acest fapt, valoare, căci dacă ceva este, este grație participării sale la idei. La nivelul lucrurilor din lume, totul este, totul e numai efemer. Aceste lucruri ne datorează ființa. Ființa sunt eterne, absolute. Un exemplu, să considerăm două fraze de frunze de arțar. Spunem că ele sunt la fel. Vrem să spunem că prin asta, vrem să spunem prin asta că se aseamănă foarte mult. În realitate, totuși, nu există două frunze de arțar perfect la fel. Ele sunt la fel, dar aproximativ. Cum se explică totuși că eu știu despre ele că sunt doar absolut la fel. Chiar dacă desemnăm niște triunghiuri cu ajutorul instrumentelor geometrice, ele nu vor fi niciodată absolut egale. Putem, în schimb, să gândim triunghiuri absolut egale și să raționăm cu privire la ele. Este ceea ce facem în geometrie. Când spunem despre lucruri empirice, când spunem despre lucruri empirice, cum sunt, de exemplu, frunzele de arțar, că sunt aproape la fel, dar nu absolut la fel niciodată. Astfel, lucrul se întâmplă pentru că ne raportăm la o cunoștință ce nu provine din experiență. Ce nu provine din experiență, această cunoștință. Dacă nu cunoaștem decât experiența, nici nu vom înțelege măcar deosebirea dintre aproape și absolut. Aproape sau cam aproximativ. Sunt termeni care nu au sens pentru noi decât se comparăm. Nu-i perfect sau nu-i absolut. Absolutul însă nu este dat de experiență. Iată, de ce întregul nostru mod de a trăi experiența implică raportarea noastră la un plan diferit de cel al experienței și inacceptabil acestea. Găsim în noi ideea de egalitate. Ori, ideea de egalitate este egalitatea perfectă. Egalitatea este absoluta ei perfecțiune, fără niciun aproximativ.
Numai această idee de egalitate în perfecțiunea ei absolută ne permite să gândim și să observăm despre caracterul aproximativ al egalității lucrurilor din experiență. Ideile sunt absolut. Ideile sunt absoluturi, dar nu cumva suntem aici un salt. Trebuie înțeles că la Platon există un mare număr de idei. Cea de egalitate fiind doar una dintre ele. Există tot așa ideea de dreptate, ideea de frumos, ideea de mărime, de micime. În ce constă așadar deosebirea dintre ideea de mărime și mărimea unui obiect? Un elefant în comparație cu un șoarece este mare, în comparație cu Himalaya este mic. Când e vorba de lucruri pe care le percepem prin simțuri, avem de-a face întotdeauna cu un amestec și nu cu o idee în care puritatea ei nu este absolutul ideii. Platon ar spune, elefantul participă deopotrivă la ideea de mărime și la ideea de micime. Ideea de mărime, considerată ca atare, este absolută. Ideea de mărime, considerată ca atare, este absolută. Aceasta nu înseamnă mărime absolută, ci înseamnă că ideea de mărime este în chip absolut, în stare pură. Excluzând orice amestec cu ideea de micime, Platon vrea să ne arate că gândirea noastră, fie că admitem sau nu, este așa. Nu este că este așa, implică un nivel ce nu provine din experiență, dar de care depinde relația noastră cu experiența. Grație acestui nivel al ideilor, absolutul se află pus în joc ori de câte ori referindu-ne la el. Sesizăm relativitatea lucrurilor din lumea sensibilă. Acest nivel al absolutului se afirmă într-adevăr prin relativul aparține pe când relativul aparține domeniului amestecului al aproximației. De unde vine deci cunoașterea ideilor? Socrate, după câte știm, vorbea despre idei înăscute. Platon, la rândul său, vorbește despre reminiscență. El se întreabă, dacă în experiența sensibilă nu întâlnim nimic absolut, atunci de unde vin ideile? Dacă în experiența de zi cu zi nu întâlnim nimic absolut, atunci de unde vin ideea? Nu-i de ajuns să spunem că sunt născute. Trebuie să admitem că noi am contemplat ideile înainte de a ne fi născut. Odată cunoașterea, sufletul pierde amintirea clară a ideilor. Îi rămâne însă la un fel de nostalgie, care îl face să încerce să se refere la ele și să le caute. Maieutica lui Socrate devine la Platon un proces de reamintire, de reminiscență. Educația tinde, înainte de toate, să suscite și să facă eficace amintirea ideilor contemplate odinioară. Înainte de renaștere, cuvintele, înainte de naștere, precum că ne par astăzi un pic strani, ele înseamnă înaintea timpului, after the time. Urmă, expresie cuprinde, până la urmă, expresie cuprinde de bună seamă o contradicție logică. Cuvântul înainte nu are un sens decât în timp. Noi, ființele omenești, suntem scufundați atât de adânc la timp, atât de adânc în timp, încât nu ne putem elibera de el. Când îl auzim pe Platon spunând că sufletul e contemplat ideile înainte de nașterea sa, că sufletul a contemplat înainte de nașterea sa ideile. Acest înainte trebuie să ne aduc aminte, să simțim zidul cu care temporalitatea ne înconjoară. Să simțim zidul cu care temporalitatea ne înconjoară, să încercăm cu toate puterile noastre să percepem ceea ce se află beyond time, dincolo de timp. Chiar dacă rămânem incapabili să ne imaginăm așa ceva, este vorba de a ne forța limitele gândirii.
limitele puterii noastre de înțelegere, să ne încercăm a înțelege, fie în forma negativă, ceea ce nu putem gândi, însă în același sens cu multe secole mai târziu, în epoca creștină. Anumiți convertiți celebri au putut spune că la originea conversiunilor a stat Platon. Platon este în mod neîndoielnic un filozof care ne obligă să forțăm limitele gândirii noastre înăuntrul obișnuitei gândiri empirice. La nivelul lucrurilor sensibile este cu neputință să-l înțelegem. Oare empirismul e metoda de testare, de încercare? Empirismul este doctrina filozofică a testării, a experimentării și a luat... ok. La nivelul lucrurilor sensibile și cu neputință să-l înțelegem. El face apel la libertatea esențială care permite ființei umane să se depășească pe sine. Este o formă reînnoită a avertismului socratic. Știu că nu știu nimic. La Platon înseamnă știu că am uitat. Trebuie să încerc să-mi reamintesc, să-mi readuc în minte ideile fără de care nu există adevărată cunoaștere. La nivelul lucrurilor sensibile nu putem avea, crede Platon, decât opinii. Mai mult sau mai puțin profitabile, dat fiind că realitatea empirică însăși aparține domeniului aproximației. Dat fiind că realitatea empirică a încercărilor însăși aparține domeniului aproximației. Adevărata cunoaștere nu există decât la nivelul ideilor. Omul se află la mijloc, între lumea sensibilă și idei. El nu poate să renunțe la idei, deoarece îi sunt esențiale pentru el. Nu poate neglija nici lucrurile sensibile, pentru că, vrând nevrând, prin intermediul lor trebuie să caute și să-și reamintească. Atunci când încearcă să conducă acolo unde gândirea rațională nu are acces, Platon recurge spre a ne înlesni, trecând prin zi la o poveste mitică. Peștera. Peștera. Dintre aceste povestiri, cea mai celebră este mitul peșterii. Povestea, Platon ne descrie o peșteră adâncă. În fund de tot, stau înlănțuiți niște prizonieri, cu fața la perete. Prin spatele lor trece o cărare abruptă, pe care se... perinde oameni și obiecte. Dincolo de cărare, arde un loc, un foc mare. Dincolo, iar și mai în spate, se află intrarea peșterii, luminată din afară de soare. Prizonierii nu-și pot întoarce capul. Singurul lucru pe care îl pot observa, să-l vadă, este peretele din fundul peșterii, pe care observă pe erindarea obiectelor, ale celor ce trec neîncetat pe cărare, neputând pricepe nimic altceva decât aceste umbre, ei le iau drept realitate și își concentrează toată atenția asupra modului cum se succed. Unii dintre ei devin foarte pricepuți și descoperind o anumită regularitate în prinderea umbrelor, ajung să prevadă revenirea uneia sau alteia. Iată însă că unul dintre prizonieri se smulge din lanțuri. El se ridică cu greu, se întoarce cu mare efort și descoperă cărarea, oamenii care trec pe acolo, obiectele, focul. Se târăște până la ieșirea din peșteră și iată-l, în sfârșit, afară. Lumina zilei îl orbește atât de tare încât nu mai vede nimic. Este nevoit să spune Platon, să se deprindă puțin câte puțin cu noua lui situație, cu noul mediu în care se află, contemplând mai întâi nu lucrurile luminate, ci umbrele lor sau reflexele lor în apă. Treptat ajunge să se obișnuiască cu lumina zilei, vine momentul în care e capabil să privească însuși soarele.
El a descoperit acolo o lume atât de extraordinară, de uimitoare, încât nu poate păstra de descoperirea pentru sine. Cum să nu se întoarcă la tovarăși și săi din peșteră ca să le spună: sunteți nebuni dacă rămâneți aici înlănțuiți, lăsându-vă amăgiți de umbre, iată-l, deci coborând înapoi în peșteră. Aici, însă, e atât de întuneric încât el nu mai distinge nimic. A pierdut obișnuința umbrelor și acum se arată mai stângaci și mai ignorant decât ceilalți, ajungând de râsul tuturor. Care e sensul acestei metafore? Umbrele proiectate pe fundul peșterii corespund lucrurilor sensibile cu care simțurile noastre ne-au obișnuit în viața de fiecare zi, spre care credem că sunt întreaga realitate. Singura realitate, dat fiind că nu cunoaștem alta, ne dăm seama nici măcar de faptul că nu am percepe nici chiar aceste lucruri sensibile, dacă în spate n-ar exista acel foc pe care noi nu-l observăm. Focul reprezintă puterea de a gândi rațional, cu ajutorul căreia înțelegem lumea sensibilă, ceea ce astăzi se cheamă știința naturii. Platon, desigur, nu folosește acest cuvânt dar este vorba totuși de sesizarea regulamentelor din fenomene și deci de descoperirea legilor. Știința ne permite să prevedem și prin asta ne orientăm înăuntru lumii sensibile. Lucrurile și ființele ce se perinde acolo pe cărare și care sunt de bună seamă mai deslușite decât umbrele lor mai lesne de văzut corespund fără îndoială și în gândirea platonică, platoniciană, conceptelor intelectului și în particular conceptelor matematice, deja cu mult mai rele, care determină structurile cu ajutorul cărora explicăm și interpretăm experiența lumii sensibile. Lumea din afara peșterii este lumea ideilor. De ce însă că aptivul eliberat nu este la început în stare să vadă această lume magnifică? Pentru el însuși, trebuie mai întâi să devină capabil să privească ideile. Orice cercetare filozofică este în același timp un exercițiu care dezvoltă capacitatea de a cunoaște ceea ce la început scapă privirii interioare. Fiecare om trebuie să-și exerseze spiritul și să-și îl purifice până când va ajunge să poată vedea ideile. Cât despre soare, el este în metafora platonică a peșterii, ideea binelui, binele suveran. Ideea binelui însuși. În idei apar renumite, reunite ființa, valoarea. Izvorul oricărei valori este ideea binelui suveran. Dacă celelalte idei sunt valori, aceasta se întâmplă pentru că binele este valoarea supremă. Fără binele suprem, o egalitate sau dreptatea ar fi fără. Fără valoare. Dar doar binele suveran face să radieze pornind de la el valoarea tuturor celorlalte idei. Cine a completat odată acest bine suveran, nu poate să păstreze această experiență doar pentru sine. Așa este condiția umană. Omul nu poate evada din sine spre un dincolo ce n-ar mai fi uman. Trebuie să revină mereu la locul său și în timpul său. Hie et nunc. Știm tot. Și doar cu condiția hiet et nunc, și doar cu condiția acceptării lui limitelor sale ajunge să poată arunca o privire dincolo.
momentul a lua inițiative, decizii, hitet nouc. Să trecem la sufletul. Platon consideră sufletul nemuritor. În Phaeton, unde ne povestește moartea lui Socrate, el pune, cum am văzut, în gura lui Socrate o serie de dovezi ale acestei nemuriri. De exemplu, dat fiind că sufletul își poate reaminti cele contemplate înainte de nașterea sa, trebuie admis că la moarte el nu se stinge. Dar atunci, ce este sufletul? O idee? Nu, răspunde Platon. Nu e o idee, dar nu este nici lucru sensibil din lumea empirică. Sufletul se aseamănă cu ideea că idoma acestea este exemplul, fără amestec cu altceva și nemuritor. Dar nu este o idee. De ce? Pentru că ideea este deopotrivă eternă și simplă, așadar imuabilă. Sufletul, în schimb, este o istorie. Dacă n-ar avea o istorie, sufletul nu ar fi liber și binele n-ar avea niciun sens. Dacă ar exista doar universul imuabil al liderilor și dacă omul ar fi o idee, orice alegere liberă ar fi anulată. N-ar fi existat bine și rău. Sufletul poate să aleagă răul. Poate alege să se înjosească după, dar după Platon nu poate alege să moară. Nici viciul, nici răul nu-l pot ucide. Sufletul se mișcă sigur. Singur. Este liber, ceea ce înseamnă că el este însuși decizia sa, fiind prin aceasta indestructibil. Acestea nu sunt dovezi în sensul strict al cuvântului. Adevărata dovadă a nemuririi, Socrate o produce efectiv murind. Pentru că modul în care moare este mărturia unui dincolo de timp. Moartea ca eliberare, ca tămăduire. Iată ceva ce ne apropie de gândirea creștină și orientală. La Platon însă nu este vorba de o iluminare venită din lumea de dincolo, ci de o acțiune proprie omului, venită din lumea proprie omului, care nu se străduiește nici de cum să scape de temnița trupului său. E o acțiune de un gen aparte, un fel de arat care îl face pe om să... care îl face pe om. E o acțiune de acest gen aparte, un fel de arat care îl face pe om să brăzdarul, iar brăzdarul plugului este rațiunea. Ea îi ară spiritul sufletului. În tradiția occidentală, datele fundamentale ale condiției umane sunt cele mai adesea necunoscute și acceptate. Este calea reîncarnării. Încarnarea este acceptată. Este calea încarnării. Încarnarea este acceptată cu captivul după ce a completat ideile, se întoarce în peșteră. Captivul după ce a completat ideile, se întoarce în peșteră. De-a lungul întregii istorii a gândirii occidentale asistă la un du-te vină între idei și lumea experienței sensibile. Așa a fost dialectica platonică, caracteristică pentru întreaga dezvoltare a Occidentului. Să găsim și o definiție pentru Eros, care provine cumva din dialogul Banchetul. Așa, este zeul iubirii în mitologia grecească. Dialogul intitulat Banchetul este consacrat în întregime temei iubirii. Un grup de prieteni se întâlnesc spre a lua masa împreună și convins să rostească pe rând câte un discurs de proslăvire a iubirii. Textul, ce rezumă de aici, prezintă între început și sfârșit un admirabil crescendo. Socrate vorbește ultimul, dar nu în numele său. El pretinde a relata cuvintele unei femei, al cărei nume nu va mai fi uitat niciodată de cursul istoriei gândirii umane și în care mod deosebit l-a inspirat pe Holdrain,
diotomia, doitma. Ea este cea care îi dă iubirii natura ei sublimă. Între începutul și sfârșitul dialogului se săvârșesc un fel de convertire în sensul cuvântului eros, iubire. La început este vorba de iubire, de iubire senzuală. Mai departe, această iubire nu este nici de cum respinsă sau umilită. Ea persistă, iar convertirea ce se săvârșește o pătrunde și o iluminează. La început, iubirea e o dorință, însă, într-un sens mai larg, decât în limbajul erotic, romantic sau românesc, este dorința de a de ceva ce n-ai și spre care năzuiești. În sfârșit, iubirea este filozofia însăși. Există aici un lucru care este important să fie înțeles. După Platon, erosul, iubirea, este dorința. Nostalgia născută din bogăție și din sărăcie. Sărăcia face parte din esența sa. Pentru că e clar că ceea ce dorești nu posezi, iar bogăția sa constă în faptul că este capabilă să cuprindă în sine sub formă de nostalgie tocmai ceea ce nu posedă. Erosul este deci o stare intermediară totodată între știință și neștiință. El dorește să cunoască adevărul, ceea ce înseamnă și ce nu-l posedă, dar această dorință a sa de a cunoaște n-ar fi cu putință fără o anumită cunoaștere anticipată a adevărului care tânjește. Doar o stare interminabilă poate fi iubirea și doar ca stare intermediară este filozofie. O știm deja. Însuși cuvântul filozofie este un cuvânt nostalgic, însemnând iubire de înțelepciune. Filozoful știe despre înțelepciune atâta cât e nevoie pentru ca să o dorească, dar nu îndeajuns pentru ca să o posede. Descoperim aici în profuzime cât este de indispensabilă în condiția umană funcția sărăciei, adică a lipsii, doar pentru ca să... că se raportează la inaccesibilele idei și tânjește după ele, poate omul să aibă scopuri și poate omul să aibă scopuri și poate să cunoască libertatea. La nivelul cel mai înalt, cel al ideilor și al binului suveran, iubirea înnobilează și transfigurează toate celelalte niveluri ale pasiunii. Erosul lui Platon este un dublu caracter. Pe de o parte este posesie, pe de altă parte dăruire de sine. Departe de a le opune una alteia, de a o numi pe una bună și pe cealaltă rea. Platon face din ele o unică relațiune.